Suceava medievală a fascinat generații întregi de arheologi și pasionați de istorie. Dincolo de faptul că cel mai puternic simbol al urbei noastre este însăși cetatea de scaun a Sucevei, de zidurile lui Ștefan se leagă poveștile curții domnești și pietrele acesteia care ascund atâtea mistere. Sub cota zero, deci sub firul ierbii, lângă cotea domnească, sau pentru că se poate spune că liceul de artă, fosta primă primărie a Sucevei, este construită pe becii de curții domnești, este de fapt acolo este curtea domnească. Deci acolo, în subsolul acela, pe latura de, să zicem, nord-est a liceului, sunt vechile beciuri ale curții domnești, beciuri care au cel puțin 400 de ani vechime. Colegiul de artă Ciprian Porumbescu din Suceava este una dintre cele mai vechi clădiri ale orașului. Clădirea barocă a liceului a fost construită în anul 1859 și este situată pe strada Curtea Domnească, numărul 58, în centrul orașului. În imediata vecinătate a liceului se află ruinele Curții Domnești și Biserica Sfântul Dumitru, cu turnul lui Alexandru Lăpușneanu. Putem cu ușurință să bănuim că zona era vad bun pentru o școală domnească, după cum se puteau lesne aduna pietre din ruinele Curții Domnești pentru a se ridica zidurile unei școli noi și pe placul stăpânilor de la Viena. Mai bine spus, clădirea primei școli de stat din Bucovina s-a înălțat pe o latură mai solidă a dărâmăturilor curții domnești, iar subsolurile confirmă istoria acesteia. Să știți că piatra este aceeași. Piatra este foarte greu să o datezi. Aceeași piatră se poate construi, cu aceeași piatră se poate construi și în secolul 15 și în secolul 20. De foarte multe ori, piatra de secolul 15 este refolosită de construcții secolului 20 pentru a-și face case. Asta a fost și situația în zona respectivă, pentru că cu siguranță cei din perioada interbelică au găsit în zonă o mină de aur, ceea ce erau ruinele curții domnești, le-au demantelat. Aceasta este denumirea în a distruge niște vestiții istorice. Le-au demantelat și cu această piață au construit în zona respectivă. Ei și-au dorit case, socluri de case, fundații și așa mai departe. Lucru, de fapt, nu anormal, pentru că dacă stăm să ne gândim istoric, și Ștefan cel Mare și Petru și toți ceilalți, așa au făcut. Găseau o ruină de biserică, scoteau piatra și reconstruiau cu ea, în rest, altă biserică. Asta înseamnă că în zidurile școlii se pot găsi destule pietre care să poarte înscrisuri și semne încrustate chiar din vremea lui Ștefan cel Mare. Mai multe despre istoria beciurilor domnești de sub clădirea veche a liceului de artă, eforturile de consolidare a zidurilor sau inițiativele de creare a unor spații muzeu puteți afla într-o viitoare ediție a emisiunii Orașul meu.